Bun găsit, fraților! Hai că sunt niște imagini interesante în ziarele de mâine pe care le descoperim acum. Extrem de serios. Bun, asta în adevărul. Nu știi din ce sport e decupată, pentru că îl vedem pe Victor Ponta conducând o minge de basket, e adevărat, și într-o poziție de basketbalist, numai că lângă el vedeți în dreapta ecranului pe Miodrag Belodedici, fost un mare fundaș al echipei naționale. Victor Ponta însă mult mai serios decât Belodedici, dacă o fi el. Cred că totuși el e. Sau parcă nu e. Dacă mă uit atent la el, parcă seamănă și cu Gabi Oprea. În fine, dracu să ieie. În orice caz, ideea era alta. De ce a ales Ponta să se opereze în Turcia, se întreabă ziarul, la clinica maestrului Erdoğan. Mai sunt câteva imagini interesante din presa de mâine, în puterea revanșa zimbrilor. Eu cred că totuși până la urmă îi va curăța bombonel și pe ăștia. Uite-i mă cum arată, încă în putere. Dar credeam că are spumă la gură, nu. E pur și simplu un pic dat cu cretă pe botic. O să-l nimerească, să știți, bombonel și pe ăsta, că n-are încotro. Ăștia vor pieri, uitați-vă bine la ei. Ăștia vor pieri tot de gloanțele celor care ne conduc. Și să vă spune că, de, vânătoarea până la urmă este o ocupațiune nobilă, în general a omului, care, nobil fiind, sigur nu-i dă nicio șansă animalului să scape. Asta răsfoind un pic presa pe repede înainte, ia să vedem cine ar mai oferi ea, incredibilă operațiune, măsurarea radiațiilor de la năvodari. La cererea evenimentului zile, parcă mă arată mai suplu ziarul în mână așa. Asta nu-l puteți simți, dar eu l-am în mână așa. O, bătuvar sfântul să vă bată. 23 de ani de evenimentul zilei. Vineri 19 iunie, între orele 14 și 18, în piața Universității din București, sărbătorește alături de noi și 23 de ani de existență. Ați văzut? Maestru Cristoiu și cei care mai trăiesc vor fi acolo. Asta, că ajungem și aici. Cine e asta, mă? Nicol Scherzinger, 36 de ani, bun. Și în față, că asta e mai bună, mă. S-au dat în judecată Bahmuțeanu și Prigoană. Noi îl vedem însă în prim plan pe preotul Mihai Paraschiv, care are sub sutană aripi de înger. Ioan Rus, sinucidere asistată în național, adică o bârfă, domnul Rus, care se află acasă la Cluj, nu pot să vă spun exact ce a făcut la București, că nici dânsul nu știe exact, dar fantomele lui se încăpățânează să scoată fontă din masterplanul care încă n-a ajuns oficial pe butuci. Primim a 254-a carte poștală din Cuba de Oi, de la un telespectator extrem de pornit pe noi, care ne spune, domnule Banciu, n-ați prezentat niciodată nicio vedere din Cuba și vă rog, dacă este posibil, să faceți acest lucru în felul dumneavoastră unic. Alexandru Cienfuegos, Cuba, 0405-2015, Universo Caraibe. Bun. Păi atunci prezentăm, iată, această imagine. Se vede drapelul Cubei, se văd mașinile alea abandonate de americani. Se vede, în general, San Basi Trabajo, no? Așa. O bucată de plajă, așa, niște palmieri, ăia care îți fac pantofii și un zid pe care scrie Viva Cuba Libre. Prea puțin rom, însă, și nu-l vedem nici pe Hemingway, dar, mă rog, după cum spuneam, este a 362-a carte poștală pe care o prezentăm din Cuba. Îi mulțumim celor care s-au dus până acolo și s-au gândit totuși la noi. Asta este mare lucru. Așa când te întorci acasă, da, dar din Cuba să ne trimiți această imagine, le mulțumim prea plecați telespectatorilor. Avem în față documentele. N-a mai fost cazul să intrăm peste nimeni. Iată-le, zici că este doina lui Eminescu. E bine, nu?
dar ar fi putut să fie, e mai rară decât asta, mai rară, și suntem în posesia acestui document pe care scrie așa: Spitalul Penitenciar Jilava, secția femei, ia cobriții Monica Maria, poezie despre viață. Dumnezeule, este enormă. Fabrice Luchini ar putea să o citească la Théâtre de l'Ange, la Paris, sau unde vrea el, în lectura lui Fabrice Luchini, așadar, această poezie, care sigur mai întâi ar trebui să fie tradusă în franceză, dar pentru asta este nevoie de acceptul doamnei Riții, dacă vom mai avea ocazia să ne cerem acceptul, că am înțeles că doamna este pe ducă, dar să știți că atunci când nu mai ai nimic de pierdut și când lumea de dincolo este mai aproape decât cea reală, atunci îți dai măsura întregului talent. Este o poezie genială despre boală, despre durere, despre cei care îndură, da? Dar și despre, despre cei care citesc, până la urmă, nu? Despre dragostea Monica Iacobriții, despre condamnarea sa, despre iubirea pe care le-o poartă celor doi copii, care sigur o fac să reziste, cât ori mai face -o să reziste, scrisă pe două pagini, are 10 strofe de 4 sau 6 versuri, pe care o să le redăm, sigur, cu toată emoția de care putem să fim capabili la o astfel de oră înaintată. Dau vieții mele scurt răgaz, un ceas, sunt stâncă, munte și zăgaz, nu voi ceda ce mi-a rămas. Caut răspunsuri la întrebări nescrise și îmi spun că în viață sunt și momente triste. Trăiesc acum un astfel de moment în mod profund nedrept. Nu a contat că sunt un om drept, un om modest, cinstit, cu mult respect. Nu a contat că nu am furat, că niciun leu nu am luat, că nimeni nimic nu mi-a dat, că atribuțiile mi le-am respectat, că toate competențele pe care am putut le-am delegate, că nimic nu am semnat, că de funcție nu am abuzat. Nu a contat că sunt un om nevinovat, nu a contat că sunt un om foarte bolnav, nu a contat că doi copii mici rămân fără mamă. Tot ce a contat pentru cei care m-au condamnat a fost ordinul dat. Comisia Europeană ne cere mai mulți condamnați și critică instanțele dacă sunt inculpați, achitați. Justiția independentă a decis. Aplicăm doar pedepse cu executare, să nu-i supărăm pe cei de la monitorizare. Așa se face că oameni nevinovați au ajuns să fie condamnați, să sufere, să ne chinuie, să stea departe de familie. E frig afară, e frig în celulă, port haine groase, dar și căciulă, mâna e rece pe pixul înghețat, scriu greu, nu mă pot opri din tremurat. Gândul îmi zboară spre cei doi copii ai mei, cei doi îngerași, Maria și Andrei, cu gândul la ei încerc să rezist, deși inima îmi plânge și sufletul îmi e trist. Mă simt tot mai rău, slăbită, fără puteri, îmi vine să plâng, am mari dureri. Încerc să rezist, dar îmi e foarte greu. Dacă voi muri, mă rog ca cei doi copii să aibă grijă Dumnezeu. Sau mă rog ca de cei doi copii să aibă grijă Dumnezeu. A? Irezistibilă Monica Iacobriții, Piții, dar și Maria, până la urmă, are toate numele pământului. Femeia asta, e adevărat că a fost un moment de cumpănă în care nu mai știai dacă e proză sau e poezie. Finalul însă este remarcabil. Asemeni marilor poeți, cred că ar fi avut succes și la Cenaclu Flacăra, că sunt 30 de ani astăzi de când s-a închis după tragedia de la Ploiești. O să vorbim imediat și despre el. Adrian Păunescu ar fi primit-o, întrucât Monica e fată drăguță și are licăririle astea de căprioară așa, în ochii aia triști, îți vine să-i mănânci, da? Să-i sorbi. Și atunci sigur că Păunescu, care a fost mai mult gagicar decât poet, categoric ar fi urcat-o pe scenă și apoi Dumnezeu cu mila. N-ar mai fi trebuit să scrie ea, ar fi scris el și pentru ea, cu siguranță că s-ar fi îndrăgostit, cine știe ce ar fi ieșit. Dar nu vreau să facem versuri, dă-le dracului, că astea le-am fumat de mult. S-a întâmplat. Bun. 30 de ani, spuneam, de la tragedia care a închis Cenaclul Flacăra, într-o noapte furtunoasă, e adevărat, unde altundeva decât în Prahova lui Caragiale, la Ploiești,
15 iunie 1985, concertul cu numărul 1615, susținut atunci de Adrian Păunescu și marii săi folchiști, pe stadionul Petrolului, s-a încheiat cu 6 morți și 100 de răniți, după un episod sângeros, sigur, ca la Mecca, în urma unei furtuni, oamenii au încercat să iasă pe unde au putut, unii dintre ei n-au mai putut, s-au călcat în picioare, autoritățile comuniste au mușamalizat cazul cât s-a putut. Asta însă a dus la interzicerea cenaclului după 12 ani de spectacole și concerte. Erau aproximativ 10.000 de oameni atunci la Ploiești, în urmă cu fix 30 de ani, pe 15 iunie 1985. Majoritatea adolescenți și tineri care așteptau cu nerăbdare, trepidând practic începerea cenaclului. Unul dintre singurele momente de bucurie atunci ale cetățeanului lambda, ăsta care n-avea orizont și în general care se mulțumea cu puțin, tinerii îl iubeau pe Păunescu pentru că muzica din spectacolele lui trezea în noi patriotismul. Spune astăzi unul dintre vechii jurnaliști prahoveni, ajuns la 76 de ani și care a participat, Ioan Popescu îl cheamă, la acel moment. Se cânta melodia Dor de Eminescu și stadionul vuia, practic, în momentul în care s-a dezlănțuit o furtună combinată cu ploaie torențială, cu trăznete și cu fulgere. Păunescu se războia cu Dumnezeu, recitând celebra poezie a lui Eminescu. Ori nu știu pe cine era mai supărat Dumnezeu, că asta n-am aflat încă. Ori pe Eminescu, ori pe Păunescu. De la Nistru până la Tisa, tot românul plâns sumisa, spunea printre altele marele poet. Fulgerele brăzdau cerul, așa cum nu vedem decât în marile clipuri sau în proastele filme. Mulțimea era îndemnată să ignore însă stihiile naturii, povestește Popescu. La un moment dat un trăznet puternic, se pare că a lovit copertina scenei care s-a prăbușit, stadionul a rămas în beznă. Mircea Vintilă și Ducu Berții, aflați pe scenă, au început să țipe, de parcă venise sfârșitul lumii. Panica lor s-a transmis repede și în tribune. Cei de la tribuna întâi au sărit în teren, unde s-au înghesuit spre unica ieșire din arenă, un fel de gang îngust de circa un metru, aflat lângă tribună, pe unde intrau jucătorii la meci. Oamenii au dat năvală să plece de pe stadion, dar porțile cele mari erau închise. În plus, se deschideau spre interior. În îmbulzeara generală, oamenii au dărâmat porțile, acestea s-au prăbușit peste ei. Am alergat spre gang cu copilul pe umeri, dar din tunel am fost catapultat în spatele tribunei oficiale. Era un măcel afară, spune Ioan Popescu. Oamenii care încercaseră să scape pe gangul strâmb fuseseră pur și simplu călcați în picioare. La porțile mari, oamenii au fost triviți de gratiile de oțel sau pur și simplu prinși între ele. La aceste porți au fost morți și sute de victime, spune Popescu. Spuneam, în jur de 100 de răniți. 6 oameni au murit, dar ăsta a fost principalul motiv pentru care, din momentul respectiv, cenacul Flacăra s-a închis. Amintiri așadar de acum 30 de ani, sigur, a fost un episod frage, dar pruncie pentru mulți, nu neapărat pentru noi, că 85 deja era târziu, timpul nu mai avea răbdare. În 1985, chiar dacă urmau alți 4 ani crânceni, mai bine de 4 ani încă de dictatură, fiecare a aflat de pe unde a putut atunci ce s-a întâmplat cu cenaclu. Păunescu însă bine mersi și a continuat cariera. Nu cred că l-a împiedicat foarte mult acest moment să-și petreacă liniștit nopțile. Așa 2-3 ori fi fost, dar cert este și-a revenit repede din pumn. Vorba lui Thierry Lhermitte, în Dinetcon. Unii recuperează repede. Așa e, unii recuperează mai repede decât alții și omul până la urmă și-a văzut de ale lui. A scris multe poezii din 85 și până la moarte, chiar dacă din ce în ce mai slabe. Avem o veste proastă pentru vicepremierul, fostul vicepremier, desigur, ex-pușcăriașul, dacă vreți, George Copos, o veste însă interesantă pentru noi. Cartea lui despre Principate, despre Țara Românească și Moldova, va fi analizată atent, cu lupa, practic, pentru a se stabili dacă este copiată sau nu. Este una dintre cărțile pe care George Copos le-a plagiat, nu le-a scris în pușcărie, ca să părăsească mai repede închisoarea. Ei bine, a fost prins, din câte ne amintim noi, de unul dintre cei care își dădeau lucrarea de licență din astfel de
sau doctoratul, așa ceva, din astfel de momente ale istoriei României, vorba de secolele 14-16, undeva pe acolo se discuta. E bine, Cupo s-a copiat la greu. Impresia generală a Universității București este de plagiat. Da, sigur, ei așteaptă o expertiză ca la carte. O comisie, spuneam, va examina cele două lucrări, a lui Cătălin Parfene, absolventul care a reclamat plagiatul, și a maestrului George Copos, escrocul care a ieșit de la pușcărie, bătându-și încă o dată joc, practic, de legile țării, așa cum le-a desconsiderat și în libertate, la fel a făcut și în pușcărie. Vă reamintesc că escrocul ăsta este eliberat condiționat. Deci, practic, el ar trebui să se întoarcă repede la pușcărie, numai să n-ajungă cumva pe mâna Ecaterinei Andronescu la comisia de experți această lucrare, că, doamna, știți că a demonstrat cât de cinstită este atunci când l-a citit pe Victor Ponta. N-a avut curajul, Dumnezeule, să spună măcar atât. Da, dumne, a fost blat. Nu. A spus că Victor Ponta și-a făcut cum trebuie temele. Deși văzuse toată țara atunci ce catastrofă se întâmpla. Deci Victor Ponta însuși a dezavuat-o pe doamna Ecaterina Andrănescu ulterior, încercând practic să se debaraseze de acel titlu pe care îl obținuse prin furt. Da? Acum, profesorii din Comisia de Etică a Universității din București au realizat examinarea preliminară a sesizării lui Cătălin Parfene, cel care este, de fapt, autorul acestei lucrări, domnii țărilor române și sud-estul Europei, să nu sară pe noi Cătălin Parfene, că i-a mai moșmondit aici un pic titlu, că n-avem niciun interes. Pur și simplu, nu ne-a ieșit. Da? Suntem noi mai puțin pregătiți decât el și dacă i-a mai modificat un pic titlul sau sensul, să nu sară pe noi că n-am făcut-o intenționat. Domnii țărilor române și sud-estul Europei, aspecte ale politicilor matrimoniale, secolele 14-16, susținută în 2005 la Facultatea de Istorie. Asta este lucrarea. Domnul Parfene a reclamat că există suspiciunea de plagiat referitoare la volumul Alianțe matrimoniale în politica principiilor români din țara românească și Moldova în cele două secole, pe care le-am amintit, apărut-o sub semnătura domnului Copos la editura Niculescu în 2014, și Copos a cumpărat tot tirajul, care oricum era confidențial. Și l-a scos-o în vreo 20 de exemplare și pe care le-a cumpărat pe toate de pe tarabă, ca blatul să fie, până la urmă, înnecat. Da? Bineînțeles că atunci când vorbim despre George Copos, nu există posibilitatea ca el să nu fi fraudat ceva. Omul ăsta a furat și atunci când a respirat, vă spun eu. Indiferent care vor fi sentințele, pentru că îl știu foarte bine pe Copos, unul dintre cei mai mari scroci la scară reală în istoria post-decembristă a României. Ajunsese vicepremier, bă, din nimic. Din nimic. Omul ăsta n-are nicio pricepere, n-are nicio meserie. Da? N-a știut altceva decât să fure statul, să-i fure pe cei din jurul lui, pe lângă faptul că, așa cum spune și legenda, era unul dintre cei mai mari zgârciți posibil. Marea dramă este, și încă nu s-a elucidat problema asta, că el n-a deținut niciodată Clubul Rapid București, al cărui patron a fost mai bine de un deceniu. Nu l-a deținut niciodată, n-a fost al lui, sigur a fost o fraudă de tip Gigi Becali cu Armata atunci, când chipurile a preluat Steaua. Nici Gigi Becali n-a deținut Steaua niciodată, să fie clar, da? Ei bine, Copos n-a putut niciodată să vândă clubul, tocmai pentru că nu putea să-l vândă. Nu poți să vinzi o casă dacă n-ai contractul. Exact așa era și Copos la Rapid. El nu deținea clubul, dar a încercat să păcălească 6-7 oameni de afaceri de-a lungul timpului, cu care bătuse palma, luase șpagă de la ei și când să semneze actele nu se puteau face. Și aia este ceva fabulos ce a făcut omul ăsta. Fabulos. Nici astăzi, practic, Rapidul nu este deținut cu acte în regulă, practic, de nimeni. Pentru că George Copos a făcut aceste matrapazlucuri pe bandă rulantă, cu fața aia de milog, cu fața aia de nenorocit. Probabil așa a reușit să treacă în viață peste obstacolele pe care le-a avut, pentru că e bine cunoscut faptul că așa treceai și la facultate. Cu cât erai mai umil, cu cât erai mai în banca ta, cu cât erai mai libidinos, cu cât, da, râdeai când râdea și profesorul, cu atât aveai șanse mai mari să treci. Nu creativitatea, da, nu cultura, astea erau secundare. Era bine să știi cât mai puțin, ca atunci, într-adevăr, profesorul să n-aibă motive evidente să te umilească, că erai tu deja suficient de umil. Dacă veneai cu căciula în mână, aveai șanse să treci. Eu vorbesc de o altă epocă, nu de asta de acum, că la vremea mea nu se dădea șpagă la facultate. Nu, nici nu se îndrăznea.
N-am auzit pe nimeni să se ducă să dea șpagă. Vremea respectivă nu se mergea cu bilețelul, nu se mergea cu capul, gură, nu se mergea cu Giovanni, nu se mergea cu sticla de whisky. A, nu era așa ceva. Dar cu umilința se mergea. Adică dacă te vedeau că ești prost lipit pământului, da, în banca ta, veneai la toate cursurile, da, da, stăteai, buchiseai, notai acolo, îți dădeau un 5. 5, tată, stați, n-am făcut facultate de aia ca prin București, unde se dădea numai 10. 5. Da, treceai. Asta era chestiunea. Treceai, îl prindeai pe Dumnezeu de picior. Acolo mai mare de 7 nu lua nimeni. Da? Da. La nivelul ăsta, așa mi-l imaginez și pe George Copos, trecând peste toate, cu fața asta umilă, așa de om care și-a uitat cheia acasă, și-a uitat teza acasă. Ăsta sunt convins și la lucrarea de diplomă a venit-o fără ea. Furat-o, bineînțeles, și pe aia, stați liniștiți. Da. În stilul lui. În stilul lui. Întâlnire de taină, da, sigur și din prostie până la urmă, multă prostie și mult timp liber pentru George Maior, pentru Vasile Dâncu și pentru Onor Liviu Dragnea. Ce credeți că îi unește pe cei trei? Da? Stângăciile, sau stângăcia, mai degrabă, stângăcia îi unește, da? Pot uni pe ei și stângăciile, dacă vreți, ale echipei naționale. Da? Echipa lui Tata Puiu i-a strâns pe cei trei, Maior, Dâncu și Dragnea, la Belfast, capitala Irlandei de Nord, deci Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Aici ne interesează doar Irlanda de Nord, n-a fost să-mi ducă acolo. Ea s-a dus doar la Londra, Belfastul nu-i interesa. Un meci deja de tristă amintire între două echipe de ciomăgari, Irlanda de Nord și România. Nu s-ar fi marcat nici dacă se juca până a doua zi dimineața, probabil. Un 0-0 șters, e bine, nu contează. George Maior și Vasile Dâncu, interesant, domnule Burleanu, au fost invitați pe banii federației în avionul echipei naționale să meargă la meci. Uite că eu, de exemplu, în calitate de jurnalist de sport, aproape un an, aproape un cincinal, nu, trei cincinale, pardon. E și greu să mai număr din 5 în 5, deci aproape 3 cincinale n-am fost niciodată în avionul echipei naționale. Bă, niciodată. Da? Uite că domnii Maior și Dâncu, de exemplu, deși habar n-au de fotbal, da? N-au scris niciodată despre fotbal, doar au chibițat așa despre el, s-au dus pe banii federației, au stat pe banii instanței federale fotbalistice la Belfast, mănesc că n-au stat la două stele, așa, pentru un nimic. S-au întâlnit acolo cu Liviu Dragnea, ăsta tot invitat, dar federația a precizat că nu i-a plătit și lui Dragnea biletul, mare brânză. O fi venit Dragnea în condiții un pic mai bune. Până la Belfast trebuie să schimb vreo două avioane dacă ai ghinion. Așa, și-au discutat cei trei despre timpul liber pe care oricum îl aveau. Vă dați seama ce oameni sunt ăștia? Bine, Dragnea, putem să spunem că e scos din circuitul politicii după condamnarea asta cu suspendare și că avea timp finalmente. Dar ceilalți doi ce căutau, bă? Sigur, meciul a fost sâmbătă seara, dar asta demonstrează că într-adevăr aveți mintea odihnită. George Maior, care se pregătește să devină primul ministru al României de vreo 20 de ani, este în cărți în toate guvernele posibile, n-avea până la urmă altă treabă sâmbătă seara pe 13 iunie decât să fie la Belfast. Nu e nicio problemă, să știți că și alții merg. De exemplu, primul ministru al Franței, Manuel Valls, a fost și el la Berlin cu doi fii ai săi să vadă pe Barcelona. Familia sa a compus imnul Barcelona, el este catalan de origine. S-a aflat însă în presa din Franța că a plecat cu un jet privat, sigur cu inscripția République Française pe el, împreună cu cei doi fii ai săi, deci pe banii statului și-a luat copiii, ceea ce până la urmă nu e o dramă cât costă un bilet Paris-Berlin. Faci mai puțin de o oră cu avionul de la Paris la Berlin, sunt undeva la 50 de minute de zbor, ok, omul a ajuns acolo cu copiii și acum este aproape să-și dea demisia pentru că a fost până la urmă interceptat de jurnaliștii francezi, de presa franceză, că de ce și-a luat odraslele după el. De parcă mare lucru dacă 150 de euro e un bilet Paris-Berlin. Ce contează dacă dădea 500 de euro să-i mai și cazeze pe aia la Barcelona, dar nu trebuia să-i cazeze că ei sunt de acolo, practic. Plus că a fost invitat de președintele UEFA Michel Platini special, Manuel Valls, știind că joacă Barcelona. Dar nu-i cazul la noi,
mizilicurile astea, sigur că te duci până la Belfast. Faceți un pariu cu mine că dacă meciul se juca la Stara Zagora, nu mergea nimeni, niciunul dintre ăștia trei? Ei s-au dus pentru exotismul Belfastului. Și Maior, și Hâncu, sau Dâncu, pardon, Hâncu este amicul nostru. Așa e? Exact. Și Liviu Dragnea la fel. Deci dacă era la Stara Zagora sau la Blagoevgrad, nu se ducea nimeni, stați liniștiți. Bine că a fost la Belfast. Bun, Elena Udrea, avem vești despre Elena Udrea, am văzut-o în câteva instantane, nu știu dacă erau recente sau nu, răvășitoare, într-adevăr. Dintr-o dată n-am mai știut, practic în secundele alea, vă jur că nu m-am mai gândit la Alina Gorghiu absolut deloc. Știți cum sunt bărbații. Și bă, timp de câteva secunde când am văzut-o defilând pe ecran, nimic îmi ieșise din minte Alina Gorghiu ca și cum n-ar fi existat. E bine, doamna Udrea a trecut de partea PSD-ului în sensul că vrea și ea să modifice un pic codul penal dacă s-ar putea, tot în favoarea celor ca ea, nu în favoarea cetățeanului, și se referă la arestarea preventivă și la partea privind încătușarea. Adică a fost bine până când a ajuns la arest, acum nu mai e bine. Aici înainte, ca și domnul Călin Popescu Tăricianu, da, gata, trebuie să schimbăm foaia, știm deja lecția, cei care au pățit-o o să sufle și în iaurt de aici înainte. Și încearcă să se apere pentru că au aceste pârghii. Oamenii de rând nu pot. De altfel recunoaște și Elena Udrea aceste chestiuni, zice la un moment dat, nu vorbesc doar de oamenii politici care dau satisfacție opiniei publice când sunt arestați. Păi de ce? Asta înseamnă că ori, sunt două variante aici, doamna Udrea. Ori opinia publică e tâmpită, ori înseamnă că e pe bune. De ce s-ar bucura oamenii de acasă să-i vadă pe politicieni arestați? Păi nu se laudă politicienii că primesc voturi cu milioanele de la opinia publică? Atunci înseamnă că așa merită. Atunci când dau votul, sunt bineveniți oamenii muncii, orașe și sate. Când se bucură, nu mai sunt bineveniți. Adică ce, n-am avea voie să ne bucurăm când vedem un politician? Că nu mi-e foarte clară chestiunea. Deci, satisfacția opiniei publice când sunt arestați grei. Bun. Vorbește Elena Udrea însă de oamenii simpli, care sunt arestați ușor, la ei se gândește, de fapt, și rămân în arest mult timp. Dar de ce nu v-ați gândit, doamna Udrea, la ei până să intrați la arest? N-ar fi fost mai simplu, de exemplu, în anii în care vă incrimina Adriana Săftuiu că stăteați în roșu, îmbrăcată, aproape cu un crac pe pupitru sau pe catedra profesorului Traian Băsescu, dirigintelui Traian Băsescu? Atunci de ce nu îi spuneai când ieșea Adriana Săftuiu plângând, uite, nenorocitul ăsta iarăși a ales-o pe asta, știți cum fac femeile, dar ce are asta mai mult și n-am eu? Dar de ce nu îi spuneai, uite mă, Traiane, să facem ceva și pentru oamenii ăștia amărâți? Care oameni, Lenuțo? Iar fi zis Traian Băsescu, noi mai gândim la oamenii amărâți acum. Și așa și e. Cine n-ar fi profitat de momentele alea? Dă-i dracului de amărâți. Dă-i dracului. De strada Gogol, am auzit astăzi la mai multe reporterițe, a rămas stufeia. Care Gogol? Și că pe strada Gogol ar încerca. Ce e asta? Ce-i Gogol ăsta? Cine e? Astea sunt reporterițele lui 2015, ca să nu spun ale lui Pește. Da? Ce Gogol, mă? De unde vine asta? Ce-i gol după gol sau ce? Goluri și goale. Ce e asta? Gogol. Nu există așa ceva, Gogol. Asta e Gogol, poate. Aia, cu totul altceva. Da? În strada Gogol vrea să se mute Traian Băsescu, nu pe strada Gogol. Cine habar n-aveau, bă, fraților, despre ce citesc? Da? Au pus și ele acolo o listă, să mută pe strada Gogol. Aia, că scria acolo, de exemplu, strada Fariseu, era tot aia. Da? Sau Freud, oarecum l-ar fi citit. Dracu știe. În orice caz, am văzut Traian Băsescu de ce să pregătește, să ne așteptăm la mai rău când îi va veni rândul lui Klaus Iohannis, pentru că ăsta este de o comoditate uluitoare. Deja se povestește despre el că vrea să-și aducă un pat din străinătate, dar n-am aflat din ce țară, de vreo 500 de metri pătrați. Omul ăsta a avut multe case, deci vă rog frumos, când va avea nevoie de vilă, de protocol, cred că va trebui două străzi, ca la Liviu Dragnea.
sta numai în case a trăit. Așa e Sasu. Case. Da? Știe doamna Firea. N-a avut copii, da? Deci el a investit numai în case. Bă, vrea lux. E un om așa de comod. E un om așa de liniștit, așa de neaoș. El are nevoie să se întindă. Bine, are și 2,15 m. Da? Pont, am înțeles că e la 1,92. E perfect pentru basket. 2,15 deja e cam mult. Dai cu capul în panou ăla. De asta nici nu joacă Klaus Iohannis decât în paturi de-astea. Deci să se întindă așa în diagonală 500 de metri pătrați patul. Ăsta va avea nevoie de niște case când se va retrage. Hai, că Băsescu poți până la urmă să-l bagi într-o garsonieră. O, e așa mare. Chiar nu-i înțeleg pe ăștia, dar... Domnul Băsescu, ce aveți, domnule, nevoie de vile de-astea? De... Dacă vă dăm un apartament cu 3 camere, de exemplu, în drumul Taberei, într-o zonă de aia unde nu vedeți soarele 9 luni pe an, știți că zonele alea înverzite, așa, unde va ajunge și metroul când o să îmbătrâniți dumneavoastră bine de tot, adică peste vreo 30 de ani, chiar nu-i înțeleg, vorbesc serios acum. 3 camere nu ți ajung? Bine, evident, noi, categorii refăcute, absolut, eventual într-un ansamblu ăsta rezidențial, ce-ți trebuie, bă, bita mai vilocul, că ești tu cu nevastă ta? Chiar nu pricep chestiunea asta. Voi sunteți oameni sau ce sunteți? Ce-ți trebuie, bă, 12 case, cum stătea și Joana ăla? Ce dracu faceți, mă, în casele astea? Cât spațiu ocupi tu când te așezi pe un scaun, bă, Joana sau Băsescule? Da? Cât sau Năstase? Ce vă trebuie, bă, mâncava-și gura? Trăiesc oameni mai deștepți decât voi, bă, în 2 camere. Care-i problema, mă? De unde și până unde ideea asta de mega confort? Sau dacă nu, de ce nu v-ați cumpăra, bă, dracului, în mandatele astea un căsoi și retrageți-vă în ăla? Ce protocol? Că nu înțeleg. A, cât e șef de stat, da. Bă, ai terminat-o? Du-te, bă, stai și tu liniștit undeva. Ce-ți trebuie de mai căsoiul ăla baricadat de nu știu cât, cu gardul de-alea, cum am văzut că își făceau toți marțapoi ăștia. De nici nu se vede, trebuie să te urci cu scara aia de la pompieri ca să vezi ce-i după gardă. Cine sunteți, bă? Aveți o singură viață, mă. Ce faceți? Când stați pe WC-ul, nu stați tot pe un singur WC-ul. Văzut și la Videanul ăla. Marmură când se căca, marmură când intra în piscină, marmură când ieșea din piscină, peste tot aranjat, aur, baia, deci dacă o striga pe nevastă să am baia aia, nici nu-l auzea. Era mai mare baia lor decât un Airbus A380. Incredibil. Pentru ce, mă? Aveai o cadă, nu-ți ajungea una, absolut de acord cu tine. Aveai 2. Da, bă, nu-ți ajungeau nici 2. Da, cum știe, poate la un moment dat veneai cu 2. Bă, 3. Da, 4, bă, mai mult de 4 într-o baie. Bă, aveai nevoie de mai mult de 4. Și așa avea 16 băi. Restul băilor, ce dracu făceai, mă, cu ele? Că n-ajungeai niciodată să te caci în toate. Ce să faci cu 16 băi? Așa că și astea sunt niște exagerări, mă. Nu mai sunteți la 20 de ani să vină să nu le știți, am terminat cu mandatul de președinte, hai vreau să fac și eu 5 copii, repede, am găsit și eu o nevastă frumoasă, m-am spovedit, am recunoscut că am fost ofițer acoperit, cum a făcut Turcescu, corect așa. El în loc să-și facă analizele, s-a dus, s-a spovedit. Eu a zis, bă, nu vreau să o mint și pe asta, vreau să știe că măcar pe cine ia. Bravo lui. Da, din punctul ăsta de vedere, s-a dus, uite, bă, femeie, s-am demonstrat că te iubesc, pe toate le-am mințit până acum, că niciuna nu știa. Au rămas ura căscată când au auzit că eram ofițer acoperit. Uite, înainte de căsătoria asta, ca să-ți demonstrez, chiar țin la tine, am recunoscut că am fost un jeg. Da? E așa și ăștia, da? Bă, că vă pregătiți de o nouă viață, ce dracu vă trebuie 24 de came? Nu mai reușesc ăștia să-l cazeze pe Băsescu. Da? Peste tot în București, ăla Ponta-i dă numai de-alea. Gata de deratizare cu șobolanii în ele ca să-l facă să nu accepte, ăsta n-acceptă nimic, niciunde, ăla Joană la fel, trăgea de ele, bă, dar din banii pe care i-ați strâns în mandatele astea cât ați fost în politică, nu v-ați putut cumpăra o casă liniștită undeva să vă mutați acolo? Nu l-ați văzut, mă, pe Charles ăla, vine la Viscre și stă în rahatul ălora, e nici canalizare n-au acolo, bă. Ce-i trebuia lui ăla, mă? Putea să se ducă în Las Vegas în fiecare zi. Sau unde vroia el în lume să-și construiască dintre mea. A venit și el acolo în balega aia, da? Stă acolo mizeria aia îngrozitoare. Și acum am în nări toate pâraiele alea din Transilvania care miroseau numai a rahat. Pasajele alea ale rahaților pierduți, cum se numeau ele, da? Sigur, istorice, într-adevăr. De la distanță, adică din Zeppelin, arătau bine. Dacă te apropiai de ele, miroseau numai a rahat.
Pentru că toți țiganii se duceau și făceau treaba acolo. Așa e și la Viscrii. Ai un pic mai curățel, că de mai deschis, așa, nu e chiar un oraș. Poți să cureți mai repede. Dar într-o mizerie de asta, într-adevăr, autentică, absolut, că noi atât avem în țara asta. La autenticitate doar mizeria este. Restit, lamentabil, bă. Lamentabil, bă, frate. Păi sunt niște sate în Noua Zeelandă, stă mâțul în coadă. Acolo autenticitate, nu la Viscrii, mă. Și uite, totuși omul ăla venea, tot mai dădea o mână de ajutor, a fost de 120 de ore acolo. Cel puțin până acum. Ce le trebuie ăstora, că nu a făcut nimic, bă, în politică? Bă, nimic! După ce se retrag, să stea și eu în locul lor m-aș ascunde, bă, fraților. Aș sta cu nevasta, nu știu pe unde. Bă, la revedere, nu mai vadă nimeni niciodată. Da? Să scap și eu de ochii lumii. Ce trebuie, bă? Gogol. Trebuie ție să te duci în gogol, să știe toată lumea. Frustrant. Să fură, să știți, și în Timișoara, chiar dacă sunt mai aproape de Viena, vorba lui Nea Florin. Civilizați numai cu gura. Timișorenii s-au furat și că niște busturi de bronz ale lui Victor Babe și Aurel Cândea, ambele realizate de marele sculptor Romul Ladea, unul de cei mai mari sculptori ai secolului 20 de la noi, furate chiar de pe bulevardul care lui Victor Babe cel puțin îi purta numele. E foarte trist ce s-a întâmplat. Sunt operele unui sculptor important. Ladea era și bănățean. 80 de ani au putut sta aceste statui neatinse, bucurându-se de respectul timișorenilor. Adică cum poți să respecti o statuie? O respecti până o furi. Da? Ăsta e respectul. Ce vorbe goale, mă! Ce vorbe goale, mă! Ce să respecti, mă, la statuia unuia ca și Aurel Cândea? Ce să respecti? Ce, l-aveai pe Gandhi acolo? Sau ce să respecti? Dat fiind faima lui Romul Ladea, eu nu exclud un furt la comandă, a declarat Ioan Secherneș, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din Timișoara, un plastic el însuși, că de-aia îl cheamă așa, Secherneș. Sună un pic mai bine decât zgone, adevărat. Polițiștii criminaliști au luat amprente de la fața locului, acum să vezi luptă, le-au fi furat niște norvegieni, te pomenești. Cel mai probabil statuile vor ajunge în centrele de colectare, așa e, pe cum ajunge și calea ferată din Franța, tot în centrele de colectare de fier vechi. Polițiștii au luat legătură deja cu șefii acestor centre, unde pe niște monede dintre alea numismații adevărați le vând. Bun. Călin Popescu Tăricianu, că tot l-am pomenit mai devreme, vrea înființarea, țineți-vă bine, a Comisiei pentru Verificarea Democrației. Ce ironie! Tocmai acum când grecii iar se pregătesc să iasă ca niște loseri din Uniunea Europeană, spunând, printre altele, democrația suntem noi, și sigur că atunci Europa tace, mai puțin tovarășul Orcan, care credea că au inventat-o britanicii, așa, în rest tac toți, e adevărat, când grecii vorbesc despre democrație, ei bine, un grec, mai de pe la noi așa, Călin Popescu Tăricianu vrea să înființeze și el, Hodorong Tronc, Comisia pentru Verificarea Democrației. Atenție, Senatul să o verifice, el adică, ci oamenii lui. Nu-i nevoie să ne verifice nici grecii, că, slavă Domnului, iau altă treabă acum, dar nici europenii. Asta, practic, îl deranjează de câteva săptămâni bune, chiar câteva luni deja, pe manechin. Faptul că vin alții să ne verifice pe noi, mi-e greu să spun unde, de fapt, dar hai să zicem la democrație. Da? La democrație. Mecanismul de cooperare și verificare agreat de Comisia Europeană. Da, agreat până la un punct, așa, care avea obiect principal monitorizarea evoluțiilor din justiție. Avem nevoie de o evaluare pe care suntem capabili să o facem și noi, Senatul, cu privire la modul de funcționare al principalelor instituții din România și al modului în care se respectă, de exemplu, raporturile dintre puterile statului, echilibru puterilor și controlul lor reciproc, adică independența puterilor în stat. Pe scurt, să fie justiția la cheremul lui Tăricianu. Cam asta înseamnă verificarea justiției, a democrației de către Senat. Ceea ce privește finanțarea? Da, e o chestiune. Președintele Senatului a spus că instituția pe care îl conduce nu are resurse. Ei doar au idei. Asta e important, însă Comisia va apela la alte instituții
pentru colectarea datelor pe baza cărora va emite un raport. Și raportul costă. Raportul e un fel de studiu de fezabilitate. Cum ar fi, de exemplu, să plece cu Senatul acasă la un moment dat, democratul ăsta de tăricean. La final, comisia, ei se răsucește acum în patul ăla lui, cu gust de mahorcă, Adrian Năstase în momentele astea, sau de cașmir, pardon. Comisia trebuie să vină cu o serie de propuneri, cum a mai fi propus și Bombonel, dacă s-ar mai fi putut, capabile să corecteze neajunsurile democratice cu care ne confruntăm în momentul de față. E o jenă asupra democrației, din prea multă democrație. Și asta nu-i convine, mă, lui Tăricianu, că el e un tip cu picioarele pe pământ. Halal, halal, bă, situație. Vă dați seama, femeile lui, la câta, la cincea căsătorie, da? Alea n-au putut niciodată să viseze la nimic. Femeile de obicei nu visează, da? Cu atât mai puțin atunci când au lângă ele un bărbat care nu poate să viseze. Ce cumplit trebuie să fie. Ele care și-au făcut, da, până să-l cunoască, până să ajungă prima dată, hai să nu spunem, în patul lui, bucătăria lui, da? Sau pe motocicleta lui Tăricianu, da? E bine, câte vise dintre astea, mamă, cum o să fie, mamă, Tăricianu, mamă, să vedem unde își ține lada cu galbeni, mamă, să vedem, așa, încolo nimic, tată. Ăsta era cu ceasul, direct cu clepsidra, o punea pe masă, totul era la el ca la ștanță. Da. Totul serios, la locul lui. Bărbatul ăla care nu-și punea șosetele, cum vedem în filmele cu Hugh Grant. Da. Nu-și amesteca șosetele cu porjartierul ei. Da. Nu încurca sertarele, nu era distrat din punctul ăsta de vedere. El avea șosetele într-o cameră și ea, slavă Domnului, camere erau destule. Ea în partea cealaltă, la autogară, da? Aici era alutării. Nu te duceai peste el, da? Nu te întâlneai cu el, el mânca într-un capăt al mesei, ca la regi era. Ea în celălalt capăt stăteau cu o lumânare în mijloc, veneau aia, valeții serveau. Striga Tăricianu, cu aparatul, aveau aparatul aici și... Vește, dragă, mai încet că te aud. La distanță, nu stăteai, nu aveai intimitate cu el. Și dintr-o dată când încercai și tu să apropii la un vals ceva, la un moment dat s-a uitat la ceas și zicea, mă duc la Senat. Treabă. Deci asta e democrația. A întrebat despre posibilitatea ca membrii comisiei să audieze șefi ai altor instituții, cum ar fi Laura Codruța Căveși, de exemplu, șefa DNA, Tăricianu a spus că n-a luat în considerare așa ceva. Însă are încredere în abilitatea altor instituții de a colabora cu Senatul. Nu-i bine, la bun simț. Bun, deci plecat în Croația, președintele Klaus Iohannis a declarat... Bă, aici un pic chiar că ne-am uitat și noi așa cu o lacrimă în colțul ochilor, săracul. Deci nu știa nici de Baku, nici de Turcia și nici nu i s-a spus la mulți ani. Bă, ca fata aia care a tot stat lângă telefon, lângă ceas, a tot învârtit ca o găină beată, nimic. L-a uitat, bă, pe Klaus Iohannis, Victor Ponta, că și despre el este vorba, nu i-a transmis nici că pleacă la Baku, lângă sosia lui Putin, că ăla era, și că era a șaptea sosie a lui Putin, aia prezentă la Baku, îi trebuia lui Putin jocurile din Azerbaijan, aia să fie serios. Și el era cine știe cu ce balerină, Putin ăla adevărat. Că să știți că la el se potrivesc toate, mai puțin aia, că și de femei se ocupă alții. Nu, acolo nu. Acolo stă bine. Și restul sosiile se plimbau prin Asia Centrală. Una dintre ele era la Baku. Victor Ponta nu s-a dus cu sosia pentru că n-a putut să rateze capitala icrelor negre, după care s-a dus în Turcia pentru că avea ligamentele de la genunchi ferfeniță, o bubă la genunchi, s-a dus la cabinetul lui Erdogan, fără să-l informeze pe șeful statului. Dar haideți să ne imaginăm scurt, cum voia și Cotescu în Scrisoarea pierdută, scurt să ne imaginăm, cum ar fi fost dialogul dintre Victor Ponta și Klaus Iohannis dacă, de exemplu, pe fugă, premierul de la aeroportul Otopeni, să zicem, înainte să se îmbarce pentru Baku, i-ar fi dat un telefon lui Klaus Iohannis. Moșule, plec la... Plec la... Bine. Deci un lucru este clar. Pleci, domnule Ponta? Da, mă, plec acum, sunt jocurile astea, mă duc să bag un basket cu Liviu, cu astea. Îți scriu eu de pe avion unde, că nu mai știu.
îmi scapă. Undeva spre încolo, spre Caspică, undeva, spre Marea Azov. Bine, du-te. Să ai grijă de tine. Îți aduc ceva, mă, șmechere? Ce să-mi aduci? Nu m-am gândit încă. Dacă să întreb, să văd dacă... Un lucru deci este clar. Din noi doi, unul pleacă. Bă, dacă nu am timp să-ți spun la mulți ani să... parcă ești născut zilele astea. Hai că trimit o telegramă de acolo ca să... Nu te grăbi. Am timp până la sfârșitul mandatului. Da, mă, că nu o să-ți mai urez eu, că nu mai am eu timp. Genul ăsta de glumiță, la care ăsta nu marșa, bineînțeles, ăla voios că pleacă să se opereze, ăsta trist că rămâne iarăși acasă, și atunci a decis să se ducă și el la Neptun. Genia nu mai putea să plece în Madeira, pentru că a văzut că l-a criticat țara. Doamna, asta cu picioare lungi, așa ca și gâtul lebedei, probabil că trăgea și ea, dacă nu Madeira, în Azore. Dar numai, bătea la ochi totuși. Cum ar fi fost acum să fie aflat toată țara că s-au dus în Azore? Nebunea și Cristoiu pe aici. Ce faci în suia Azore? Am citit jurnalul N. Udrea, după urmă să mă când în suia Azore. E târziu. Ne întoarcem după o pauză scurt, voim scurt. Dragilor, exploram Marele Atlas al lumii, peninsula arabă. Aici am deschis. Asta este Arabia Saudită. Și vedeți aici Mecca în stânga, micuța acolo, pe partea cealaltă, peninsula Arabiei. Aici am deschis Atlasul Lumii Ilustrat. E bun și pentru premier și pentru președinți și pentru doamna Riți. SMS cu textul litera la 1800, poți să scrii poezii pe el. Direct că-i tare. Știi? Și pui așa și scrii pe el. Da? Deci SMS-ul, textul litera la 1800, tarif normal. Ducem poezia acasă și poate învățăm și noi pe de rost până mâine câteva vorbe. Toate bune!